Aflați la slujba de pomenire a morților, mai mulți credincioși au trăit sâmbătă dimineață clipe de groază când biserica din Valea Danului a luat foc. Incendiul a cuprins acoperișul lăcașului sfânt, iar cei aproximativ 50 de enoriași au fost evacuați în curte. Se pare că focul a izbucnit de la coșul de evacuare a fumului, a ars turla bisericii care era din lemn. Oamenii au cerut ajutorul pompierilor și 6 autospeciale au mers în localitatea amintită pentru a interveni. Încă nu s-a stabilit cauza probabilă de incendiu. Ce vă pot spune, la ora 8:23 detașamentul de pompieri Curtea de Argeș a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu la acoperișul bisericii din comuna Valea Danului. Șeful gărzii de intervenție a hotărât deplasarea tuturor forțelor de intervenție. Ulterior a anunțat comanda subunității care ne-am deplasat la locul intervenției. La ora 9 incendiul a fost localizat, în continuare se lucrează la lichidare. După ce vom termina și lichidarea incendiului, putem să facem o comisie de cercetare, să stabilim cauza exactă a producerii evenimentului. Foarte dificil, având în vedere că acoperișul bisericii este în întregime ușiță. Datorită distanței mici față de subunitate, s-a intervenit prompt, rezultând arderea completă a acoperișului doar pe turla care acoperă altarul. În rest, acoperișul bisericii a fost protejat. În interiorul bisericii încă nu sunt pagube, nu sunt infiltrații de apă, nu s-au produs pagube materiale, doar ce vedeți la exterior. Da, în cursul lunii martie au fost executate activități de recunoaștere la o parte din bisericile din raionul de intervenție. La biserica din Valea Danului încă nu a fost recunoașterea, a urmat ca în cursul lunii mai să facem conform planificării. Pompierii militari efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii acestui incendiu.